Una din întrebările pe care îmi place să le adresez pacienților care vin la mine este întrebarea dacă sunt pregătiți. Este foarte interesant ce răspunsuri primești atunci când pui această întrebare. Pentru că omul atunci când se gândește dacă este pregătit, îți răspunde din, desigur, punctul lui de vedere, dar și din perspectiva nivelului la care se află el, ca nivel de vibrație, ca nivel de înțelegere. Unii se gândesc la partea materială, alții se gândesc la partea fizică, alții se gândesc la partea spirituală. În mod real însă, indiferent când ne-am pregătit, de cele mai multe ori viața ne ia prin surprindere. Și ne ia prin surprindere pentru că noi ne-am dorit, din anumite puncte de vedere, ca viața să se desfășoare și să arate așa cum ne gândim noi. Culmea este că dacă lucrurile s-ar întâmpla exact așa, rezultatele pentru noi ar putea fi negative și în niciun caz n-am ajunge unde ne-am dorit. Însă, ego-ul nostru de multe ori încearcă să controleze, pentru că libertatea este un cuvânt mare și frumos, însă o jertfim extrem de ușor atunci când interesele, opiniile, pozițiile noastre nu ne sunt respectate și nu sunt cele pe care noi ni le-am dori. E bine însă să încercăm ca în viață să primim lucrurile așa cum vin, pentru că de multe ori s-ar putea să ajungem acolo unde trebuie, însă pe un drum cu totul și cu totul altul decât cel pe care ni-l imaginăm în acel moment. Important este că Universul și Dumnezeu știu în fiecare moment ceea ce este cel mai bine pentru tine, trebuie doar să ai încredere, credință și iubire. Și dacă întotdeauna ești ținut în brațe și ocrotit, e clar că nimic din ceea ce este rău nu ți se poate întâmpla. Să vedem și noi ce se poate întâmpla atunci când extragem un bilețel din bolul cu întrebări. Mă gândesc așa, în acest univers, câte boluri cu întrebări există și câte ființe extrag în timp ce noi extragem o întrebare în același timp cu noi. Întrebarea este o întrebare interesantă, ca toate întrebările, greșită din punctul meu de vedere, dar foarte bună, în felul ei greșit. De ce gândurile negative au o putere mai mare decât cele pozitive? De ce e atât de natural să fim negativi și e un efort mare să fim pozitivi? Se spune că în Tibet există întrebarea pe care, la sfârșitul cursului pe care îl fac maestrii, titlul de Geshe, li se pune o ultimă întrebare când se termină examenul. La sfârșitul timpului, cine va învinge? Binele sau rău? Și răspunsul, care este conținut și învățat în între cursuri, este că binele întotdeauna învinge. Indiferent cât, cum durează și unde va fi, binele cu siguranță învinge. Pentru că structura universului în care trăim noi este formată din bine și din iubire. Asta este structura naturală, structura firească. Și orice se abate de la această structură naturală și firească, mai devreme sau mai târziu, cu siguranță va fi eliminat sau transformat în ceva pozitiv. Pentru că suprema artă alchimică nu este să elimine rău, ci să-l metamorfozeze, să-l transforme în ceva pozitiv. Totuși, budiștii dau un răspuns la această întrebare și sunt oarecum de acord că gândurile negative ne sunt mai familiare, să spun așa, pentru că ei spun că noi am avut nenumărate existențe în acest univers. Și în aceste existențe, în marea majoritate a timpului, ne-am antrenat, ne-am obișnuit să privim lucrurile într-o modalitate negativă și destructivă. Acest lucru ne-a creat o obișnuință atât de mare încât intrăm firesc pe acest făgaș. Lucrul acesta se vede și în viața noastră pentru că, de cele mai multe ori, gândul că poți obține ceva înșelând, furând sau făcând un lucru negativ pare destul de firesc pentru că realitatea imediată îți cam dă oarecum dreptate. Neputând să avem cu adevărat
ochiul minții deschis și vederea spirituală tot cuprinzătoare, nu putem să vedem de fapt consecințele faptelor noastre pe un termen lung, pe termenul cu care divinitatea judecă aceste lucruri. Și atunci ne imaginăm că am câștigat ceva, dar știți cum? Atunci când ai furat un leu, ai pierdut deja 10. Deci, cu alte cuvinte, tu crezi că ai câștigat un leu, dar ai pierdut 9. Atunci când spui o vorbă rea, primești 10 vorbe rele în schimb. Probabil că dacă cineva ți-ar propune o astfel de afacere, te-ai uitat foarte ciudat la el și te-ai gândi că este foarte falimentar ceea ce spune, că e aproape o înșelătorie. De fapt, ceea ce facem noi în viața noastră de cele mai multe ori este să ne înșelăm. Iar referitor la acest lucru, o discuție care apare mereu în abordarea pacienților este acea discuție prin care omul mă întreabă când începe vindecarea și când o să mă fac bine. Vedeți? Și aici puterea gândului pozitiv sau negativ este destul de mare, pentru că dacă eu cred că pacientul se va face bine și pacientul crede și se vede ca fiind bine, cu siguranță el se va face bine. Dacă eu cred că el se va face bine, pacientul însă nu crede, n-are această credință din diferite motive, este un proces destul de lung și destul de dificil. Dar această credință, această putere, această încredere în bine, vine din faptul că, într-un fel sau altul, vindecarea trece prin interiorul nostru. Iar drumul prin interiorul nostru trece prin atitudinea noastră pe care o avem în fața vieții. Cu alte cuvinte, îți dorești vindecare și sănătate? Asigură Universului și oamenilor din jurul tău vindecare și sănătate. Oferă, în primul rând, ceea ce ceri și cu siguranță vei merita să primești ceea ce oferi. De cele mai multe ori, oamenii sunt supărați pe întâmplările și cei din jurul lor prin care anumite informații ajung la ei. Le consideră ca fiind negative și chiar se răzbună sau se supără pe întâmplările și persoanele respective. De fapt, întâmplările și persoanele sunt doar niște simpli intermediari, sunt doar niște simpli poștași care ne aduc înapoi ceea ce noi am oferit Universului. De aceea, dacă vrem să avem gânduri frumoase și pozitive și vrem ca tiparul negativ să nu domine în viața noastră, ar trebui să facem lucruri bune și frumoase în viața noastră și ar trebui să ne reeducăm căile neuronale, care sunt bătătorite de atâtea lucruri rele, să le reeducăm prin antrenament pentru a putea să facem fapte bune. Dar pentru asta trebuie să avem multă răbdare și mai ales să nu-i judecăm pe cei din jurul nostru.